Peste 13.000 de elevi din județ din clasele a 8, a, a 12 -a și a 13 -a, vor trece în luna martie prin focul simulărilor examenelor naționale. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean Suceava, primii care vor susține testarea sunt elevii de clasa 8. -a. Prima proba simulării evaluării naționale, limba și literatura română, fiind programată pentru 20 martie. Urmează proba la matematică pe 21 martie și proba scrisă la limba și literatura maternă pe 22 martie. Pe 29 martie vor fi publicate rezultatele. Cât privește simularea probelor de la bacalaureat în județul Suceava, sunt înscriși 5788 de elevi, dintre care 5211 din clasa 12 -a și 577 din clasa 13 -a, seral și frecvență redusă. Organizarea și desfășurarea examenului vor avea loc în 41 de centre de examen. Examenul are următorul calendar. 27 martie, proba la limba și literatura română. Pe 28 martie, proba obligatorie a profilului, matematică sau istorie. 29 martie, proba la alegerea profilului și specializării. 30 martie, proba la limba și literatura maternă. Rezultatele vor fi publicate pe data de 6 aprilie.